Un joc de rol savuros cu replici geniale, interpretat magistral de două femei celebre din showbizul românesc. Reacția Dani Budeanu după ce Andreea Marin nu ar fi recunoscut-o face furori, însă lucrurile nu sunt chiar așa cum par. Prezentatoarea a dovedit că are simțul umorului foarte bine dezvoltat. Dana Budeanu și Andreea Marin nu mai au nevoie de prezentări. Sunt două dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbizul de la noi din țară, sunt modele de urmat pentru doamnele și domnișoarele din toate colțurile României. Nu este un secret că nu au o relație apropiată. Creatoarea de mod a criticat-o de mai multe ori pe prezentatoare pentru alegerile vestimentare făcute. În plus, a legat-o și o prietenie strânsă cu rivala Andreea Marin, Mihaela Rădulescu. România a avut recent ocazia de a o cunoaște pe Andreea Marin într-o nouă lumină. Celebra prezentatoare a acceptat invitația de a participa într-un nou proiect produs de ProTV, Săriți de pe fix, unde vedetele au parte de provocări și experiențe pe cinste, umorul fiind ingredientul principal al show-ului. Astfel, Andreea a avut parte de o experiență de zile mari. A fost provocată să intre în pielea unui șofer de taxi, având-o pe bancheta din spate pe Anca Dinicu. Actrița trebuia să imite o altă celebritate de la noi din țară, iar Andreea Marin să ghicească despre cine este vorba, punând câteva întrebări cheie. Personajul ales de talentata Anca Dinicu a fost nimeni alta decât Dana Budeanu. Discuția a curs, schimburile de replici au fost spumoase. În cele din urmă, părea că Andreea Marin și-a dat seama despre cine era vorba, însă nu a vrut să rostească numele creatoarei de modă. Sunt mare doamnă, da? Mare doamnă? A, mare, mare. Mai mare ca tine, cu siguranță. Ia să vedem, actriță? Numai fraierele sunt actrițe. Și atunci? Sunt peste tot, mă cunoaște toată România. Păi atunci te duc gratis azi. Nu, nu, n-am nevoie. Ce zici, matale? Am bani, te îngrop. La cât de tupeiste ești, matale, stă cineva pe lângă vreun bărbat ceva? Dacă mă întreb dacă am spate, da, și am avut întotdeauna. Întotdeauna? Eu nu vorbesc prostii, i-a rupt pe genunchi pe toți, efectiv. Și cu ce te ocupi, matale, mai pe direct? Practic mă îmbrac bine, așa și pe YouTube am emisiunea mea, fac tot ce vreau eu. Ești doamna cu găina sau cealaltă? Te rog, nu mă jicni. Cealaltă, bruneta. Nu știi cum mă cheamă? Ești nebună la cap? Ca să vezi că nu te cunoaște chiar toată lumea așa îndeaproape, am uitat. Hai că mă dau jos, că m-a enervat maxim. La revedere!